ce a absolvit la universitate? Ce specializare? Litere. În limba română și clasică. Aha, deci sunteți filolog. Da, mulțumesc. Acum, din grupa de la Suceava, din grupul de la Suceava, în afară de Constantin Vorbovanu, care nu și-a spus toate cuvintele astăzi, aș dori să-l întreb pe șeful ceva sau să ne adreseze un cuvânt. Nu știu dacă am să vă citesc ceva. Dar ne veți spune sigur. Am zis ceva, am de zis ceva. Exact, asta știam, vorbeam, adică. Da, eu sunt un mare consumator de poezie, dar poezia mea se găsește în farfurie. Și din când în când mi-a scris la versuri, dar sunt mult prea mic pentru ce e aici, așa că o să le țin doar pentru mine. În schimb, o să vă doresc niște cărți prin care o să aveți bucatele românești aici la dumneavoastră în Mahala și mă sunt onorat că am fost invitat aici. Ce pot să vă zic decât de la poezia spusă de cei de aici, la poezia din farfurie nu e decât un pas, vodka. O rețetă, barabule de barabule de Mahala. Dacă vrem să inventăm o barabulă de Mahala, o facem imediat noi. O barabulă, o spălăm, o punem la cuptor și jumătate de oră, o scoatem de acolo, o plic ciocanul, punem până să ia și tot înapoi la cuptor. Dar e toată un ingredient esențial, tu care ești bucătarul complet, maestru, ai spus de mâncare, ai spus de poezie, dar n-ai spus de iubire, că împlinirea... Da. Mâncarea care te cheamă... În cartea asta care o să doresc și doamnei primar și bibliotecii, o să aveți rețete românești reinventate, aduse într-un stil și scrise într-un stil în care pot să fac oricine, de la un copil mic de 5 ani până la o mare gospodină. Iar pot în altă ocazie să vă citesc din cartelele mele, deocamdată atât pentru dumneavoastră. Sunt onorat și numai bine pentru toată lumea. Deci, după cum domnul șef, acolo sunteți un șef, într-adevăr, atât de mare și aveți emoții când vin la Mahala. Ați văzut? Deci când vin la Mahala, toată lumea are emoții. Deci, după cum a vorbit domnul Tudorel Creangă, trebuie să luăm în vedere pentru că la următorul cenaclu care va fi făcut la Mahala, Tudorel Creangu ne citește poeziile, da, domnul? Rețete. În afară de rețete cu farfurie, ne citit și poeziile, da? Și dă o lecție de culinarie deci... pentru toată lumea. Demonstrație. Da, demonstrație. O demonstrare, lecții. Lecții știu, dar și noi, demonstrare, să fie farfuriile. Adică, domnul Tărățanu, deci... Nu, că n-am încheiat. Stai, și eu n-am încheiat. Deci de asta vă spunem. Deci următorul cenaclu, adică nu următorul cenaclu. Deci când va veni cu acea, din rândul la Mahale, eu propun invitatul de onoare să fie Tudorel Creangă. Deci, când a venit la Mahala. La Mahala. Toate bucatele lui. Prepară aici pe loc. Dacă nu poate veni, măcar cu coare este. Nu, nu, nu. Deci, domnul Băcu, la noi când se vine și din mâna ta mănânc și o travă, să vedem ce o travă face Creangă. Nu știu cum Vasile Băcu n-a prins un detaliu foarte interesant pentru epigramă. Adică mai sunt și alte epigramiști aici. Domnul Straton a spus că a scris despre dragoste în toate formele ei. Asta e cam asutru, de fapt. În toate formele ei. Și mă mir unde era în momentul acela cenzură. Păi nu, că atunci când făceam dragoste, n-am scris că eram tânăr, acum când scriu... Mâine erau cu patru, puteți să-l contează, nu, dar a răsunat că am scris despre dragoste în toate formele ei. Dragostea de patrie, dragostea de mamă, dragostea... A, asta, de... asta s-a făcut. Eu am îngustat noțiunea. Domnul Tic, Marlon a spus că există un timp al trăirii și un timp al mărturisirii. Deci eu, când era cenzură, trăiam despre... Și acum scriu despre de amintiri, știți? Deci, s-a potrivit. Când de libertate pot scrie. Fantezii. Nu, amintiri. Da. Și
Ce faceți? Tot aceeași. Avem un bilețel din sală, doamna primar, e locuitoarea sandul dumneavoastră, dar a făcut-o fără să vă zic și are voie la primar, dar noi totul le dăm cu frântul că aici suntem de la celălalt, unde primari suntem numai doi, eu și cu Gina. Așa că eu, domnul Ioane, vină cu acest robând, eu ies și el un umorist extraordinar, vreau să spună câteva cuvinte.